Vă vorbeam săptămâna trecută despre haosul provocat de creșterea prețului la carburan și tot atunci vă arătam pățania unui șofer din Tecuci care a vărsat 600 de litri de motorină în mijlocul șoselei. Se pare că ghinionul l-a urmărit în continuare. Așa se face că între timp, pe lângă paguba suferită, bărbatul a mai încasat două amenzi. Cât l-a costat dorința de a face economie la banii de combustibil, ne spune reporterul observator Clara Mihociu găsit, vorbim despre o pagubă mare atât pentru client cât și pentru benzinărie. În urma unor controle, Garda Națională de Mediu, prin Comisariatul Județean din Galați, a dat benzinăriei o amendă în valoare de 100 de de lei pentru faptul că a acceptat să alimenteze în respectivul rezervor neomologat în care puteau intra și 1000 de litri de carburant, deși la respectiva benzinărie se poate alimenta doar în rezervoarele autovehiculelor. În același timp, toată benzinăria a primit în seara respectivă de 10 martie o amendă în valoare de 10.000 de lei de la Inspectoratul General pentru situații de urgență. Și clientul s-a ales cu o pagubă foarte mare. Vorbim în primul rând de cei 600 de litri de carburant pe care i-a pierdut cu o valoare totală de aproximativ 4.800 de lei. În același timp, Garda Națională de Mediu, prin Comisariatul din Galați, a făcut un control și la societatea comercială pe care bărbatul o deține pentru faptul că nu are anumite avize de mediu necesare pentru a funcționa. I-au fost date acestuia de asemenea amenzi în valoare de 8.000 de lei, iar în seara incidentului, poliția locală l-a mai amendat pe bărbat cu alți 1.000 de lei. Așadar, în loc să facă o economie, s-a ales cu o pagubă extrem de mare.